Acolo avem Bogos 2, pe urmă la Gurie și aici ea încă este... Da. Aici. Da, da, da. Ne mai e mitropolitul Gurie. Da, Gurie Grosu. Da. Mai e și mitropolitul Tit partea. Da, una cu sicurulea și în vecii vecilor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernise și ceea ce este de folos tuturor la raiului să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielului Dumnezeu ați mărturisit și ați fost iubindu-mă. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește Dumnezeule pe robii Tăi și așează în raiul de cetere Sfinților, Doamne. Și drepții ca luminătorii strălucesc pe adormiții robii Tăi, odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cei ce cu credință slujim Ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucurate, curate, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu drum spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc cap la mântuire prin tine. Mitropolitul Gure, Mitropolitul Tit, Nicolae, Ion, Vlad și Dumitru, orice au greșit în viață ca om și le, ca oameni și le iartă lor cuvântul sau cu lucru sau cu gândul, deslegându legătura care este pusă asupra lor, ori în ce chip ar fi, cu care ei însăși din neluare aminte sau din altă pricină s-au legat pe ei, ori de la arhiereu sau de la altcineva, prin invidia și prin lucrarea vrășmașului, a suferit o alnecare ca aceasta. Binevoiește ca un singur bun și milostiv ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac o bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvânta și preaslăvite ești în vecii vecilor. Amire. Omenirea lor din neam în neam, nefălor, Doamne, veșnică, pomenire, veșnică, pomenire, veșnică, pomenire, veșnică, lor, pomenire. Dumnezeu să iete cu drept și să numire, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților. La Cernica, aici unde odihnesc, o seamă din reprezentanții țării românești.
că și Basarabia și Bucovina, tot România alcătuiesc și de aceea toți, mici și mari, tineri și bătrâni, poate și cei care sunt mai credincioși sau mai puțin credincioși, ați dat curs aceste invitații făcute de reprezentanții dumneavoastră de a duce și anul acesta un omagiu celor care au jertfit totul pentru credință, pentru neam, pentru apărarea patriei și pentru întregirea neamului. Nu știm dacă mulți dintre noi mai avem tăria și capacitatea asta de a ne jertfi, căci Duhul Lumii care predomină astăzi ne-a diluat și credința, și simțămintele, și dorul față de patrie, și cu atât mai mult, parcă suntem mai puțin dispuși ca să ne sacrificăm, ca să mărturisim. Ori astăzi, fiind aici la mormântul lui Pantelimon și lângă crucile mitropoliților Tit și Gurie, practic asta este o mărturisire de credință. Dacă o să fiți vreodată nevoiți sau să vreți să citiți de la Apostolul Pavel la Corinteni, spune: fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Cei care au nădejde sunt cei care nu cred că este înviere, nu cred că Dumnezeu va răsplăti și celor drepți și mai puțin drepți în viața viitoare, atât după puterea și lucrarea fiecăruia cât s-a ostenit în lumea aceasta. Și de aceea, această întrebare a oamenilor, ce va fi dincolo, era întâlnită și în sânul primilor comunități creștine. De aceea Sfântul Pavel le spune: fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință. Și spune Sfântul Pavel: după cum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți înviază. Și dacă Hristos n-ar fi murit și n-ar fi înviat, zadarnică ar fi propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. De aceea, înaintașii noștri ne-au lăsat ceea ce este mai frumos, ceea ce este netrecător: iubirea de Dumnezeu, iubirea de țară, iubirea de limbă maternă și dragostea față de aproape. Acești oameni care s-au jertfit și sunt destule informații și lucruri lămurite, când în închisori cei persecutați se purtau cu blândețe cu persecutorii. Asemenea mucenicilor din primele veacuri creștine, când creștinii care dădeau cuvânt pentru Dumnezeu erau maltratați, erau chinuiți și totuși răbdau. Această bărbăție în fața morții și această luciditate îi făceau pe mulți din cei care stăteau și asistau la chinurile lor ca să îmbrățișeze credința în Hristos. Cu siguranță oamenii aceștia au rămas în inimile noastre și vor rămâne, pentru că au fost sinceri, curați și credincioși. Iar pentru a iubi pe vrășmași, spun Sfinții Părinți, lucru greu este, dar cei care au dobândit harul Duhului Sfânt, aceia pot să iubească și pe vrășmași. Deja a devenit o frumoasă tradiție ca pe 27 martie să ne întâlnim aici în cimitirul Mănăstirii Cernica, la capătul unora dintre liderii unioniștilor de la 1918, acum 97 de ani, Pantelimon Halipa, vicepreședintele Sfatului Țării, Ioan Ciugudean Daniel, Ioan Pelivan Daniel Ciugudean, au știut să aleagă calea cea bună pentru țară. Să ne uităm că în urmă cu 97 de ani, la 27 martie, România se afla într-o situație foarte, foarte grea. Transilvania, eliberată parțial în 1916.
fusese reocupată de trupele germane și aliate, țara românească fusese pierdută, Moldova de Est, de la Est de Prut, încă era în Imperiul Țarist și România mai rămase o bucățică din Moldova de dincoace de Prut. Și totuși, prima rază de soare a apărut pe 27 martie, care a făcut ca în mai puțin de un an de zile România să ajungă în granițele sale istorice. Mai întâi, teritoriul de la Est de Prut, numit impropriu Basarabia. Vă aduc aminte că Basarabia istorică este cea din sud, astăzi în Ucraina, și care a primit acest nume după ce fusese eliberată de Basarab, întâi în teritoriul țării românești, de la tătari din campanie, la 1324-1330. De atunci este denumirea de Basarabia. Și numele asupra întregului teritoriu dintre Prut și Nistru a fost dat de Imperiul Țarist pentru a-l putea justifica mai ușor în documente după ce l-a ocupat în 1812, fără niciun drept, dacă e să ne gândim la relațiile și la tratatele internaționale de atunci. Acești oameni, împreună cu cei care nu sunt aici, dar și cu regatul României, regele Ferdinand, guvern de la Iași și mai ales ostașii români care au trecut Prutul pentru a opri jafurile la care se dădeau armata, de fapt mai era armata țaristă, erau pâlcuri de soldați dezorganizate, au făcut ca pe 27 martie primul pas din visul de unitate națională să se împlinească. 28 noiembrie și partea de nord, numită și aceasta impropriu, oarecum Bucovina, vine în granițele patriei mame. Și măreața zi de 1 decembrie, la Alba Iulia, unde românii, de o parte și de alta a Carpaților, au înfăptuit Marea Unire. Cine a făcut unirea? Păi au făcut-o împreună. Dacă românii din Transilvania nu ar fi vrut, sau dacă armata România nu ar fi intrat în primul război mondial pentru interesul național, unirea nu s-a fi înfăptuit. Unirea s-a înfăptuit de o parte și de alta a Prutului, de o parte și de alta a Carpaților. La fel și astăzi. Dacă vrem să fim iarăși aceeași țară, suntem același neam, cu aceeași origine, cu aceeași limbă și cu aceeași credință. Adică o națiune. Definiția națiunii, care este foarte veche împământănită în conștiința fiecăruia, chiar dacă nu era definită ca atare, va trebui să vrem să luptăm și de o parte și de alta a Prutului. Unirea nu se poate face doar la București sau doar la Chișinău. Când mai mergem la mai multe manifestații, spunem Chișinău și București, două inimi românești. Păi cele două inimi românești trebuie să vrea deopotrivă să fie împreună. Și nu de mult, la 24 ianuarie, când am sărbătorit mica unire și am încins o hora unirii lângă Biserica Sfântul Gheorghe în București, m-au întrebat, băiat, cum vezi tu că se va putea înfăptui unirea? Și am spus, nu știu cum. Noi trebuie să vrem și să luptăm pentru ea. Și pe mare grijă Dumnezeu cum se va face. Nu știm nici când, nici cum. Dar dacă noi nu vrem, sigur nu se va face. Dacă vrem și ne luptăm pentru unire, există o șansă să se facă. Gândiți-vă că în 1918, în situația poate cea mai grea pentru România, s-a înfăptuit unirea. Acum când situația, bun, este tulbure, nu este atât de grea, dar este mult mai înșelătoare, nu trăim vremuri grele, dar trăim vremuri foarte înșelătoare, dacă vrem și ne vom lupta, găsește Dumnezeu calea și modul ca să se înfăptească și această unire. Și să nu uităm că pentru noi români nu contează, ești moldovean, ești transilvan, muntean, oltean sau așa, nu există. Suntem cu toții români. România, în granițele ei istorice, naturale, ține de la Nistru până la Tisa, Dunăre și până la Marea Cea Mare. Ce să spun, Doamne ajută să ne întâlnim aici cât mai des, pentru că în zi de sărbătoare trebuie să ne aducem aminte de ce au făcut înaintașii noștri, dar ce au făcut ei noi ar trebui să avem în minte, în inimă și să facem în fiecare zi. Dar zilele astea de sărbătoare, cum să spun, ne întăresc, ne aduc aminte
și fiind și o atmosferă foarte frumoasă, ne lasă și amintirea și dorința de a reveni în fiecare an. Pe 28 iunie comemorăm, pe 27 martie, pe 24 ianuarie sau pe 1 decembrie trebuie să sărbătorim și să sărbătorim așa cum se cuvine. Doamne ajută și trăiască România mare! Doamne. O să spun și eu două cuvinte pe scurt. În primul rând, mulțumesc colegilor mei care în această zi, care a început cu ploaie, s-au mobilizat și au putut veni aici la Mănăstirea Cernica pentru a continua probabil cea mai importantă tradiție a organizației noastre, când pe 27 martie venim să ne cinstim eroi, eroi care, cum a spus și predecesorul meu, în niște vremuri foarte tulburi, în niște vremuri de război, de criză economică, vremuri în care cete de bolșevici și de soldați ruși prădau regiunea sau guvernia, fosta guvernia Basarabiei, marii noștri înaintași au avut curaj, au avut drăzenie și au avut viziune de a vota unirea Basarabiei cu țara. În zilele noastre, pentru toată lumea, dar în special pentru generația noastră, este foarte important să nu ne uităm eroii și să știm și să cunoaștem faptele lor și poate ar fi timpul să ne și inspirăm din faptele lor, chiar dacă au trecut 97 de ani de la unire. Încă o dată mulțumesc tuturor și sper să ne întâlnim în acești formații și poate și mai mulți în anul viitor, tot aici, la Cernica. Doamne ajută! Doamne ajută! Dumnezeu să ierte! Nu am vrednicit Dumnezeu ca să pomenim din înaintașii care au făptuit Marea Unire. Sau mai bine zis, întregirea României în hotarele firești. Strămoșii ne-au lăsat o vatră, o limbă și o credință. Exemplele pentru care au luptat este de urmat și aceasta nu putem face decât tot prin credință, prin limbă și prin atitudine, prin fapt. Sănătate și voie bună. Doamne. Doamne. Ai luptat pentru pâine. O împart cu apărătorul. O, nu, împărțim cu toți. Sănătate și voie bună. Cu toți.